Vă salut, dragii mei și dragile mele! Bun venit la canalul Frumuseții Vârstei Elegante, un canal pentru persoane după 35 de ani, un canal anti-age. Dacă nu v-ați abonat, abonați-vă! Dacă vreți să primiți notificările noilor filmulețe, activați și clopoțelul. Pentru astăzi am decis să răspund la o întrebare care mi-a dat-o Greta. Doamna Greta, îți mulțumesc mult pentru fidelitate, pentru comentariile pline de lumină, de iubire și de sublim. Doamna Greta m-a întrebat dacă toate măsculițele care le public sunt indicate și pentru persoanele cu cataractă, pentru persoanele care și-au înlăturat cataracta. Căci cataracta este o boală care atacă toate vârstele. Un procent se întâlnește la noi născuți și la tineri, la 50%, după 60-70, un procent mai mare, chiar până la 70%. Și de aceea este o problemă nu numai a persoanelor în vârstă. Dar cataracta este cauzată de mai mulți factori. Factorul ereditar, și cel mai mult este factorul oxidant, căci ochiul, creierul și pancreasul sunt cele mai vulnerabile organe care sunt supuse oxidării. Și cu vârsta, când cele de oxidare se măresc, atunci și apare cataracta, glaucomul, dar sunt remedii foarte diferite pentru a ne menține sănătatea ochiului. Globul ocular este compus din țesut conjunctiv. Țesutul conjunctiv care conține apă, conține colagenă și acid hialuronic. Și ca un carcas avem mușchii, 24 de mușchi care țin globul ocular. În cazul când irigarea este proastă, atunci globul ocular nu primește suficientă hrană, nu primește nutrienți, nu primește vitamine, minerale, microelemente pentru a se menține într-o stare sănătoasă. Pentru a ne menține ochiul sănătos, să respectăm cele 8 principii ale sănătății: nutriție, exercițiu fizic, apă, temperanță, aer, mișcare, soare, credință, toate acestea ne ajută să ne menținem sănătatea întregului organism. În ce privește îngrijirea externă și să ne referim la măsculițele care eu le public, chiar sunt indicate și pentru persoanele care au cataractă și pentru cei care deja sunt după operație. Căci după operație, peste 6 luni de zile, este recomandat masajul și exercițiile fizice. O să vă atașez în descriere linkul de la filmulețul cu masajul pleoapelor, cu exercițiile fizice pentru îmbunătățirea vederii și, desigur, că măsculițele ne ajută să îmbunătățim circulația sângelui, să hidratăm, să întărim mușchii în această zonă. Fiindcă prin piele, globul ocular se hidratează, se hrănește, se tonizează și nu mai avem de câștigat și de la exercițiile fizice și de la măsculițe. Doar să fim atente la ingredientele, dacă avem alergie sau ingredientele care măresc tensiunea, dar limităm timpul expoziției măștilor. După aceea, o îngrijire corectă în jurul ochilor ne va ajuta să ne simțim bine, să ne menținem vederea și să avem un confort în zona oculară. Și sper că acest filmuleț să le fie de folos și altor persoane care suferă de această maladie. Eu vă îmbrățișez, dragile mele, vă mulțumesc pentru că mă urmăriți, că îmi dați întrebări și sugestii. Vă aștept și la alte filmulețe. Vă iubesc! La revedere!